Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În videoclipul de față veți vedea prima parte a construirii unei surse de laborator foarte simple, ce are la bază chipul de stabilizare a tensiunii reglabile LM317. Schema de unde m-am inspirat a fost una de pe L-Forum, ce avea inclus și integratul LM337 pentru stabilizarea de tensiune reglabilă pe ramura negativă. O să vedeți și acum pe ecran, o să vă arăt și eu imediat. Iar eu am folosit doar ramura pozitivă, fiind aceasta, sper că se vede bine. A să dau. Da. Acesta este un e-book reader pentru citit cărți. Probabil o să fac și un clip cu el separat, dar asta în viitor. Bineînțeles, avem siguranța, punte redresoare, filtrajul de 3300 microfarazi și încă unul de 100 de nanofarazi. Avem LM-ul respectiv, 317, îl avem și noi aici, este acesta. Și bineînțeles, pentru un curent mai mare, s-a pus și un tranzistor PNP tip 36C, un tranzistor bipolar. Da? Este cel de aici. Aici se va pune potențiometrul, apoi un filtru după. Cam asta este schema. Nu-i mare lucru. Am vrut să o fac cât mai simplă. Probabil mulți o să spună, unii o să spună că da, dar nu ai curent reglabil, nu poți limita curentul. Da, e adevărat. Dar eu am vrut să fac o sursă cât mai simplă posibil. Apoi pe viitor, poate o să fac și o sursă, o să caut o sursă cu protecții care să reglezi și curentul respectiv, da? Ok. Cam acestea sunt componentele. Mă rog, lipsește potențiometru, dar mai târziu. A fost măsurat tranzistorul respectiv, a fost verificat să știu că e în regulă. Siguranța fuzibilă este de 4A, că n-am una de aveam și de 5A, dar oricum e doar de probă, fac probă, o să fac la sfârșit o probă, nu o să fac testul până la capăt. Am și transformatorul cu ieșire pe secundar la 24V, însă o să-l vedeți spre sfârșit. L-ați văzut în unul dintre clipurile mele despre cum putem depana cu ajutorul becului cu incandescență. Așa cum v-am obișnuit, componentele mică, deosebi rezistoarele de putere mică. Acesta este de 1W de la Vishay. Să-l punem aici. Următorul, rezistorul de 2,2K. E unul ieftin, dar nu contează. Nu e metal film, dar asta este carbon. Condensatoarele de 100 de nano, să le punem și pe ele. Hai să punem și dioda 1N47. O punem aici. Să introducem și diodele 1N5408 și încă una aici. Diodele lipite. Să punem și rezistorul de putere de 0,22 de ohm la 5W. Rezistor de putere pus. Să punem conectorii. Unul aici, unul aici, iar celălalt aici. Conector lipiți, hai să punem suportul și pentru siguranța fuzibilă. Dar la suportul pentru siguranță fuzibilă nu am capacul respectiv să acopere siguranța. N-a avut în stoc la momentul respectiv, așa că se poate și așa. Merge.
Hai să punem condensatorul de 1000 de microfarads pe ieșire. Să punem puntele de răsoare, aceasta este de aici, plus minusul jos, alternativ la mijloc. O să lipesc un singur terminal al punții de răsoare, ca să pot să o așez. Ok, au fost lipite. Ultimul condensator de filtraj de după puntea redresoare o să-l punem la sfârșit, după ce montăm LM317 și acel tranzistor bipolar. Pentru început, să degresăm puțin suprafața radiatorului. Să montăm PCB-ul de radiator. Ok. Nu știu dacă vedeți voi bine, dar la acest profil tipel am șlefuit zona aceasta, am tăiat zona aceasta pentru a fi cât mai departe de siguranța fuzibilă. Da, pentru că aici avem alternativ 224 de volți. Și aici la fel, nu am pus șaibă mare, am pus șaibă mică. Era prea aproape de pinul suportului pentru siguranță fuzibilă. Sper să nu fie prea mult. Punem folia de mică, vine cam așa. Îi venim cu el aici, căutăm șurubul. O să pasă termoconductoare și pentru LM-ul respectiv. Cam multă pastă. Da, asta e. Gata, am pus tranzistorul și cu LM-ul respectiv. Înainte de a lipi componentele active, hai să măsurăm să nu avem continuitate dintre pinii componentelor active și radiator. Deci nu trebuie să avem continuitate așa, da? Dacă avem continuitate, mai bine. E bine? Bine? Ups, nu. Am scăpat din greșeală. E bine? E bine? E bine. Și acum putem lipi componentele. Începem cu tranzistorul. Componente lipite. Nu mai tăiem pinii respectiv suficient, lăsăm așa. Și la sfârșit punem condensatorul de filtraj de după puntea redresoare. Avem grijă la minus exact de 3300 la 50 de volți. Da? Îl ascund pe condensatorul ăsta. Și nici n-am luat nici icon. Că dacă luam nici icon, mă ustură la buzunar. Dar am zis că e important, așa că iau unul cât de cât o calitate bună. E de la Elite. Da, e de la Elite. Hai să vă arăt. Sunt bune. Am căutat eu pe forumuri și am înțeles că sunt condensatoare bune. Mă rog, nu se compară cu Nikon sau alte branduri renumite, dar e ok. Da, probabil putem să mai restrâng componentele la proiectarea cablajului, dar am zis să fie mai aerisit, așa, mai să respire componentele, ca să fac să mai glumim nițel. Avem intrarea de 24 de volți, potențiometru care o să-l punem imediat și ieșirea. Bun, hai să pregătim niște cabluri pentru potențiometru. Cositorim cât de cât. Următorul am luat alb și cu verde.
Cabluri nu avem nevoie foarte lungi. Da, știu, nu am pin respectiv, pin pentru sertizarea cablurilor multifilare. Da, cum am stat până acum fără, voi sta și de acum acolo o perioadă de timp, da? Că un amator nu cred că are la început așa ceva. Domnul Clește desertizat, cum mai poate aștepta? Am montat în sfârșit sursa de tensiune ajustabilă, stabilă. Din câte se vede, în partea stângă avem transformatorul, ce de la ieșire aproximativ 24-25V, ceva gen. PCB-ul cu schema sursei, cea de față. Eu am făcut câteva modificări, anume am schimbat acel rezistor, un moment să vă arăt ca să înțelegeți mai bine. Am schimbat acest rezistor R1 dintre pinul 1 și pinul 2 al LM-ului, LM317, cu unul de 390 de ohmi, pentru a putea scădea potențiometrul de 50 de kΩ, deoarece am observat că nu era stabil tensiunea la ieșire, însemnând că în sarcină era ok, în gol, din păcate, nu. Așa că am citit în data sheet, am înțeles că trebuie să treacă un anumit curent prin pinul adjust. Și am înțeles clar că trebuie schimbat acel rezistor R1. Și implicit am schimbat și potențiometrul de 50K cu unul mai mic. Există o formulă, însă va fi detaliată într-un clip viitor. Ok, să dăm la o parte. Eu am pus două potențiometre, unul de 10 kΩ, iar celălalt de 1 kΩ. Asta pentru a avea un reglaj fin. Acesta e reglajul normal prin acesta, iar reglajul fin prin acesta de 1 kΩ. În partea dreaptă am pus acest multimetru pentru măsurarea tensiunii pe ieșire, iar cu acesta de aici vom măsura curentul prin consumator. Ia să pornim multimetrele. Sper că se văd bine. Da, se văd ok. Și să pornim sursa. Să nu depășim 12, dar oricum am reglat eu dinainte că trebuie să nu depășim. Da. În mod normal, ca să verificăm dacă e în regulă, trebuie și în gol să avem aceeași tensiune. Poate să diferă un pic de tot, dar trebuie să fie aceeași tensiune. Uitați, da? 7,2, 7,2V. În sarcină 7,2. Așa trebuie să fie. La început nu dădea, sărea cu vreo 2-3V în sus. Și de asta v-am spus că am căutat, m-am documentat și se pare că trebuie ajustat acel R1, este cel de acolo, R1 este de lângă între pinul 1 și pinul 2. Da? Deja că se vede bine cel de acolo. Prima dată am pus acest bec de 12V de consumator la puterea de 10W. Nu că depășim tensiunea. Aici avem reglaj brut și reglaj fin. Și cred că așa o să pun și când o să fac carcasa. Două potențiometri. Hai să testăm încă o dată. Fără 10,8. A rămas aceeași. Bun. Hai să montăm un consumator mai mare. Să punem de această dată pe ieșire rezistoare având o putere de 50W. Da? O să punem prima dată unul de 8 ohmi. Să pornim. Avem un curent de 1,2A. La 10V. Hai să deconectăm. Da, tot, e stabil, eu zic că e bine. Da? Hai să ajustăm. Deja cred că depășim puterea disipată de acel moment. De acel rezistor.
Depășește scala, am schimbat. 18,3, să verificăm. E bine. Amperi. Da, aici avem căderea de tensiune, avem așa, pentru că nu ne duce transformatorul. Să punem un paralel, ceva gen. Ok, am pus două în paralel, înseamnă că o să avem 4 ohmi, pentru a avea un curent mai mare. Eu am pus siguranță fuzibilă de 4 amperi, deci asta înseamnă că la aproximativ 4 peste 4 ar trebui să înroșească. Da, să vă arăt. Să dau mai aproape. Avem 2,7 amperi, 3. Aproape, în jur de pe la 4 amperi ar trebui să se înroșească. Avem 4,4 amperi. Gata, am ars siguranța. Da, mai am, nu-i problemă. Mai avem siguranță. Ia să vedem. Căutam una de 4. Găsim. Am găsit. Cred că am și de 5, dar nu mai stau să caut acum. Vedeți mai de aproape. De 4. Mă rog, puteam să pun la 5 amperi. 5-6 amperi, dar n-am mai stat, eu am zis că se poate și așa. Gata. Doar cum am aflat că acest siguranțel la 4,3 amperi se arde, da? E super. Ca experiment, așa să ne dăm seama. Chiar într-o zi, chiar m-am gândit, ca într-o zi, să fac experiment cu siguranțele de curent mic, de până în 4 amperi, 4 amperi, 5 amperi. Cele rapide și cele încete, normale, slow, adică sunt mai multe tipuri de siguranță fuzibile, care se ard mai repede și cele care se ard mai încet, mai cu întârziere. Și aș fi curios să fac un experiment pe tema asta, poate fac și un clip pe YouTube, să vedem când anume. Hai să facem altfel acum, să punem mai multe în serie. Mai punem încă un rezistor, cu celelalte frig trebuie să am grijă. Punem cleme Vago. Vagoa, guaba, la cum naiba se numesc. Așa. Punem cleme și la primele două. Nu, voi nu vedeți în clip, dar nu contează. S-a opus în serie, da? Trei rezistoare. Și avem 24 de ohmi. Da, fiul e domnul multimetru. Gata. Să le depărtăm, că ele se vor încălzi. De data aceasta o să avem un curent mai mic. Și cam asta este limita. 28,9. La capăt nu o să fie stabilă tensiunea, pentru că avem căderea respectivă. Da, eu ce am zis, 30 în gol și 28,9. Dacă am scădea, 25,3, dar la 25,3 e stabil. Din păcate nu am un osciloscop, că pe osciloscop se vede mult mai bine. Ce am observat eu, că acesta e finalul clipului, e că această punte de soare totuși se încălzește și mă gândesc să pun un radiator pe el, sub formă de U, în zona aceasta, pe lângă acest condensator de filtraj. Știu că se va încălzi mai mult, dar oricum e ok. La urmă, e sursă de laborator, nu va fi folosită continuu, ci doar pentru teste, testezi ceva anume, nu folosești continuu. Nici nu vreau să folosesc continuu. Radiatorul acesta se încălzește, da, pentru că se pare că și acesta e destul de mic, plus că e și cald, din păcate, aici, în camera mea. Sunt vreo 30 de grade și da. Cam aici se termină acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like și vă aștept la al doilea episod, nu știu când va fi, privind terminarea acestei surse de laborator cu punerea ei într-o carcasă, cu instalarea ei într-o carcasă, transformatorul și PCB-ul, sursa, cu tot cu radiator. Însă încă nu m-am hotărât ce carcasă să iau, încă mă mai gândesc. Toate cele bune, la revedere!